Sfântului Duh. Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă să dăruiască pacea lumii și sufletelor noastre mare milă. Spune o cântare bisericească frumoasă, troparul sărbătorii, care arată de fapt importanța acestei sărbători. Iubiți credincioși, astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Iată ce spune acatistul acestor mari sfinți, de exemplu la Sfântul Petru. Bucură-te cel ce pe Tabita, care murise, vie a ridicat-o. Bucură-te cel ce pe Sapira, deodată moartă, a arătat-o. Bucură-te cel ce pe Anania, mort, ai făcut pe neașteptate. Bucură-te cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănoc l-a îndreptat. Bucură-te cel ce cu rugăciunea pe Simon Magul l-ai omorât. Bucură-te cel ce pe Tabor lumina Dumnezeii ai văzut. Bucură-te primitor al cheilor împărăției cerurilor. Iată câte daruri a primit Apostolul Petru de la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu zăbovim asupra amănuntelor, dar ce le găsim în Sfânta Scriptură, cum a înviat-o pe Tabita în Faptele Apostolilor, așa, la fel, tot de Faptele Apostolilor, cum au venit soții Safira, Anania și Safira, și au spus că au vândut cu un preț acea toți cei care aveau bogățile, vindeau și banii, îi aduceau la picioarele ucenicilor, de apostolilor, și aceștia au ascuns o parte din bani, zicând, de fapt, au adus o mantială. Și apostolul Petru a zis, nu m-a admiți pe mine sau pe noi, ci pe Duhul Sfânt. Și ei au venit de rând, deci n-au știut unul de altul. Și pe rând au căzut și au murit. Datorită lui că au mințit un apostol. Așa și toate celelalte, în special în Faptele Apostolilor, le aflăm și vă sugerez să citiți această carte frumoasă a Faptelor Apostolilor. Tot la Sfântul Apostol Petru găsim un verset deosebit la 1 Petru 5:7, care ne liniștește, care ne alungă grijile zilnice. Acesta ne-a spus, lăsați-Lui toată grija voastră, adică Lui Dumnezeu, căci El are grijă de voi. Lăsați-Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. E bine, atâtea gânduri, minte, unele ne sperie, altele parcă ne sufocă, parcă ne secătuiesc de puteri. Gândurile acestea rele, amintirile, nu dau pace. Dar dacă grija noastră și ne gândim oare ce va fi cu noi, sunt multe lucruri la care ne gândim fiecare zi, dar ar trebui să lăsăm Dumnezeu grija noastră și noi să ne vedem mai mult de post, de rugăciune, de spovedanie, de împărtășanie, de faptele bune. Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, a fost un pescar, s-a născut în Betsaida, Galilei, partea de nord a Țării Sfinte. Era căsătorit, așa cum a spus, era pescar și a fratele lui Andrei. Și împreună cu fratele său a fost chemat la apostolat. Nu, nici el, nici fratele său, dar cum au zis pe Sfântul Apostol Petru, deci nu avea carte multă. Poate știa să citească, să scrie, însă nu avea bogății, nu era bogat, nu era de viță împărătească, dar, în schimb, avea o inimă curată, o credință puternică și o dragoste de orice sacrificiu. Și așa cum știm din duminică,
duminică, din Evanghelia duminică, aude vocea Mântuitorului care îi spune: vino după mine. Noi nu ne putem împotrivi acestei chemări, pentru că El are puterea să ne cheme sau să nu ne cheme, El are puterea să ne dea sau să nu ne dea, să ne lase viața sau să ne ia viața. Deci nu ne putem împotrivi chemării Mântuitorului. Și nu trebuie să ne împotrivim, unii se împotrivesc, ca și eu, dar cei care fac lucrul acesta ajung rău. Și știm că singurul lucru pe care nu poate să-l facă Dumnezeu singur este să ne mântuiască cu forță. Nu ne poate băga mai cu forță. Dragostea lui s-a arătat când Iisus a vorbit pentru prima dată despre Sfânta Cuminecătură, zicând, era un șoc pentru toți care l-au ascultat. Erau foarte mulți ucenici. L-au văzut pe Domnul Iisus că putea să facă atâtea minuni, i-a mulțit pâinile, i-a dat de mâncare, i-a via morții, i-a vindecat bolnavii și au fost atâția ucenicii lui. Dar până acum, când începe și vorbește despre Sfânta Euharistie, despre Sfânta Cuminecătură, atât ce spune: eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Ioan 6:51. Și când au auzit mulți ucenici, au plecat, s-au lepădat de Hristos, pentru că a zis că El e pâinea care s-a coborât din cer. Cine mănâncă de asta pâine, da? Acesta va fi viu în veci. Și să știți că în primele secole, creștine, chiar creștinii erau considerați canibali. Ei așa auzeau păgânii că aceștia mănâncă carne de om, care spunea la urmă că acesta este trupul meu. Erau spioni printre creștini și ei nu înțelegeau, pentru că erau din afară. Și doar se rezumă la ce auzeau, la urmă că acesta este trupul meu. La zbeți, acesta este sângele meu. Și vă dați seama ce ziceau când plecau de acolo, la mai mari lor, că aceștia mănâncă carne de om. Și Domnul se îndreaptă spre cei 12 pe care El i-a chemat direct. El i-a chemat direct, a spus: vină la fiecare, vină după mine. Pe ceilalți nu i-a chemat direct. De ce au rămas? Și a zis: nu vreți și voi să vă duceți? Ioan 6:67. Voi nu vreți să plecați? Și Petru a zis, în numele tuturor: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristos, Hristosul Fiului Dumnezeu cel Viu. Deci, Petru a avut o revelație, o descoperire dumnezeiască. El a cunoscut că Învățătorul, Domnul Iisus, este Dumnezeul lor, este Fiul lui Dumnezeu. Și întreba Mântuitorul: cine spun oamenii că sunt eu? Și răspunsul a fost că este Ioan Botezătorul, că este Ilie, ba Ieremia, ba unul dintre proroci. Și Domnul zice: dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru spune: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu. Tu ești Hristos, Dumnezeu cel Viu. Și îl fericește Domnul și spune: fericit ești, Simone, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Petru a primit această veste. De aceea îl considerăm ca fiind mai mare decât ceilalți. Însă, cine să știți că percepe și aude cuvântul lui Dumnezeu, la fel poate să audă și cuvântul celui rău, să știți. Cine este un releu bun, cine are antene bune, poate să perceapă și vocea lui Dumnezeu, dar și vocea diavolului. Și prima dată, acest astfel de om, urmează să este într-o confuzie, până ca să știe ce să facă și pe cine să urmeze și care voce să urmeze, s-ar putea să facă greșeli, pentru că și diavolul se preface în înger al lumii.
Și exemplu, să vă dau un exemplu. Noi avem de la Domnul Iisus Hristos îngăduința și îndemnul să ne rugăm, rugați-vă neîncetat, să ne rugăm cât mai mult, da? Și Domnul Iisus învață rugăciunea Tatăl nostru, ne întărește credința. Dar vine diavolul, da? Sau tipul obinii și zice, roagă-te, roagă-te și nu te mai opri. Și omul se roagă până pică în cap, până simte că-i pușă capul. Și se și lasă după aceea. Pentru că are durere de cap, nu mai știe ce să facă, aude că știu ce stări poți să ai dacă te rogi, chiar unii se ridică în aer, eu n-am ajuns de seara, poate 10 ore continuu sau 15 ore continuu și după aceea se lasă de rugăciune. Deci, vedeți, vocea de aluce. Roagă-te, ne deamnă să ne rugăm, dar fără limite. Roagă-te până pic jos, că după aceea știe că nu o să ne rugăm. Deci aia trebuie să știi cât să ne rugăm. Când mintea obosește, ne oprim. Trebuie să întrețin focul rugăciunii. Apoi iară, după ce facem o pauză, din nou ne rugăm. Iar facem o pauză, de iarăși ne rugăm. Asta înseamnă rugați-vă neîncetat. Nu până ne doare capul sau efectiv nu mai știm ce-i de noi. Și Petru la un moment dat nu mai, el fiind începător, nu mai știe să deosebească glasurile. De aceea, când Domnul Iisus își vestește patimile, vedeți? Îl cheamă pe Domnul la o parte și zice, Doamne, nu cumva se întâmplă așa ceva. Deci Domnul Petru asta a venit în lume, ca să-și dea viața pentru noi. Și Simon Petru aude altă voce, care îi spune, îndeamnă să nu meargă la cruce, îndeamnă să nu moară pentru voi. Pentru că nu știa să deosebească vocea din asta. Și Domnul ce îi spune? Merge înapoi a mea, Satan. Că nu cugeți cele ale Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Vedeți? Pentru că i-ar fi spus, iar cu ce i-a zis, parcă zicea, tu te ascunde-te, să nu te prindă, să nu pățești așa ceva. Dar Domnul este ferm, este clar. Pleacă înapoi a mea, să vedeți, bine? Și nouă ne vine gândul, Evi gânduri păcătoase multe, trebuie să-i fer, pleacă de aici. Cum apare, pleacă. Nu sta și ne îndulcim, păi, deoarece ar fi tată. Și ne mintim, Domnul n-a zis să gândi oare, cum ar fi să nu mă jertfesc? Eu nu s-a gândit nicio clipă la tăla asta. Cum ar fi să mă ascund? Nu s-a gândit la asta. Deci da? Ne arată pe asta că ne trebuie să-i fer cu păcatul. Nu. Vine gândul păcătos, pleacă de la mine. Mai vine un gând, pleacă. Nu este păcat că vine gândul. Amintirea. Trebuie să vă prind, să nu ne îndulcim, că atunci e păcat. Când deja trăim ceea ce am făcut, cum am păcătuit în trecut. De aceea ne arată Domnul aici o fermitate. Nu, pleacă înapoi a mea, Satan. Apoi, ca un om, vedeți, l-a lăsat să cadă. Simon Petru, la un moment dat, când a fost prins Mântuitorul în grădina Ghețimani, a venit o ceată mare de soldați. Erau sute de soldați. Și el singur a luat o sabie și a sărit să bată cu el, cu ei. Poate s-a gândit că, nu știu, numai Samson a mai făcut acea. Și Samson chiar ca biruit. Deci, cu o bucată de os, a omorât sute de soldați. Samson, în Vechiul Testament. Simon Petru avea atâta curaj, atâta dragoste față de Domnul Iisus, încât s-a pus între el și soldați, între Domnul și soldați. Și chiar a lovit, deci nu a zis numai, a strigat și a sărit să la tere. A și lovit cu sabia, pentru că ne spune Evanghelia că i-a tăiat urechea slujii arhiereului și chiar e de numele, era Malchus. Și îl oprește Domnul ce aici are, ne spune nouă vorbă. Nu scoate sabia, ce scoate sabie de sabie Evanghelia. Adică dacă zicem un cuvânt urât sau greu, ni se va spune înapoi, la fel. Și ce scoate sabie, ce se pornește cu mânia asupra fratelui său, sau va face un rău, sau o pagubă, sau nu diferit ce va face, ni se va da înapoi. Mai repede să la momentul potrivit, nu atunci. Nu momentul acela. Dumnezeu ne lasă să ne pocăim în biserica ortodoxă. Ne lasă să ne întoarcem la el. Și lasă. Vedeți cum o lasă cadă? A intrat în cetate, Simon Petru merge, lumează pe Domnul și
Ați văzut cum se depărtează de Domnul? Deja a căzut în ispită. De aceea nu este bine să ne depărtăm de Dumnezeu, de Domnul Iisus. Pentru că noi cădem în ispită. În momentul ce era Domnul lângă el, era foarte curajos. Avea o putere incredibilă. În momentul când Domnul Iisus a fost prins și a fost dus în Sinedru la judecată, el a rămas singur. Și nu mai a avut aceeași putere. De aceea când i-a zis că o se lepede de Domnul, i-a zis Domnul Iisus că se lepede de el de trei ori. Vedeți și noi când este departe Domnul, când nu ne mai rugăm, când, știu eu, facem altceva, cădem în ispită. De aceea trebuie cu gândul să fim aproape de el. Cu rugăciunea, cu fapta bună, cu comportamentul, cu postul, cu Doamne Iisuse, rugăciunea aceasta scurtă. Și atunci noi suntem puternici în orice moment. Altfel vedem, rămâne ca și Simon Petru, rămânem fără ajutor. Sigur că după ce s-a lepădat și-a revenit, și-a venit în sine trezirea conștiinței, da? La fiecare este așa de lucru, ne trezim, știi că a păcătuit și apoi plânge. A plâns și Petru, cu amar, și pentru că a avut trecere în fața Domnului și Domnul îl cunoștea și știa sufletul lui, l-a iertat, îl ierta și pe Iuda, dar Iuda nu avea aceeași putere. Era prea stricat ca să mai întoarcă. Și atunci știm că reabilitează, repune funcția de apostol. La Marea Galilei, știți, după ce avea din mort Simone, fiul Iona, mă iubește pe mine, dar Doamne, te iubesc. Spus de trei ori, paște-mi rușeile, mei, paște oițele mele și paște oițele și oile mele. De trei ori. A scris doar două epistole și a murit la Roma, a fost răstignit cu capul în jos în anul 67 după Hristos. A vrut să părăsească Roma, știți că de aceea cova a zis Domine, unde mergi Doamne? Deci el a vrut să fugă, știa că va fi omorât și ca un om cu slăbiciuni, cui nu este frică de moarte, oricât ar fi de bun și de drept și de credincios, cum pleca din Roma, cu cine se întâlnește, credeți? Chiar cu Domnul Iisus. Domnul Iisus mergea spre Roma și el fugea din Roma. Și cum mergea așa, știi, vede pe Domnul, dar unde mergi, Doamne? Și zice, mă duc să mă răstignesc la Ta oară pentru Tine. Și dă seama de ce gafă era să facă, urma să facă, se întoarce înapoi și primește moartea martirică. Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor, iată ce ne spune acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel, acum citim despre Apostolul Pavel. Bucură-te, ritor, binegrăitor al bisericii, ritor vorbitor. Bucură-te cel ce până la al treilea cer te-ai suit. Bucură-te cel ce la înălțimea raiului ai fost răpit. Bucură-te trâmbița adevărului. Bucură-te chitară teologiei. Bucură-te privighetoarea cerului ce-ți dulce creitoare. Bucură-te rânduneaua lui Hristos mult dânsuitoare. Bucură-te alăută lină și chimbal al Duhului. Bucură-te arătare a cetelor îngerești. Bucură-te prin care treimea a fost propovăduită, bucură-te, Sfinte Pavele, Apostole. Iată ce frumos ne înfățișează acatistul acesta. Bucură-te, îmi spune aici, ceea ce la înălțimea raiului ai fost răpit. Deci, se spune la 2 Corinteni, capitolul 12, și auzi cuvinte, a fost răpit în rai. Și auzi cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Spune că eram într-un duc, nu știu, că eram în duc, nu știu. Și spune că auzi cuvinte pe care nu se cuvine omului să le crăiască. Un lucru minunat. Și la puțini oameni din omului se întâmplă așa ceva, să aibă această răpire, să meargă cu Duhul în împărăția cerurilor. El se numea, așa cum știm, Saul. Era un om învățat, evreu, din Tarsul Ciliciei, așa, era dintr-o familie înstărită de rabini, adică de învățători,
Și a venit o aleasă educație învățând la picioarele marele învățat Gamaliel. Și îi se spune în Galateni 1:13 că Saul prigonea biserica lui Dumnezeu ducând-o la pustire. Deci prigonea biserica, prigonea pe creștini. Era evreu până în măduva vaselor. Nu accepta altă religie, altă confesiune. De aceea avea această putere ca să-i bage în închisoare pe creștini și a mers la mai mari poporului ca să primească scrisori și puternicii ca să prindă cât mai mulți creștini și pe calea Damascului, pentru că se îndrepta spre Damasc, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus apare ca o lumină foarte puternică, o lumină care i-a luat efectiv ochii, de fapt a și orbit. Dar numai el aude vocea și tot ce se întâmplă acolo și vocea îi spune, adică Domnul Iisus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el zice, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus, pentru prigonești, de ce? Doamne, greu ți-e să slăvești cu piciorul în țepușă. Și apoi îl trimite în Damasc, unde la preotul Anania, ca să se roage pentru el, și după 3 zile, i-a devenit vedenecat, așa ca și solul de pe ochi, a venit vedere. Era un vas ales, era avea cetățenie romană, putea să meargă să-l propovăduiască pe Domnul întreg Imperiul Roman și dintre Imperiul Roman stăpânea lumea atunci. Și era și foarte învățat și se retrage în pustiul Arabiei, timp de 3 ani, în post, rugăciune și meditație, și Domnul se arată aici de multe ori, îi dă învățătura sa în mod direct și trimite apoi sigur și pe la propovăduire. A suferit foarte mult, un om simplu pe care ar fi rezistat. Și cred că și pe doar dragostea pentru Hristos l-a făcut atât de rezistent și de puternic. Și dacă s-a fost atent la apostoli, apostolul de astăzi s-a spus că de la iudei, de 5 ori, a primit câte 40 de lovituri fără una. Deci se știa că a 40-a lovitură era mortal. Atunci îi dădeau la condamnat doar 39 de lovituri de bici. Și atât de 5 ori a primit această pedeapsă. Câte 30 de ani, îi spune că 40 de lovituri fără una. Ca să nu moară. Apoi zice că de terul s-a sfărâmat corabia. Chiar ajunge și pe insula Creta, știm acolo cum episodul din Sfânta Scriptură este mușcat de mână de un șarpe, se pare, de o viperă. Și cei de acolo moștenea și credea că el a scăpat el de moarte, dar totul ajunge pe deapsa lui Dumnezeu. Și el a aruncat acel șarpe în foc și ei toți așteptau să se umple și să moară, și nu s-a întâmplat. Și credeau că putea să nace. S-au schimbat radical părerea despre apostolul Pavel, chiar îl divinizau. Și apoi ne se spune tot în apostol că de 3 ori am fost bătut cu vergi. Odată am fost bătut cu pietre. Și atunci cei care au crezut că, care au vrut să-l omoare, au crezut că i-a pus capăt și l-a lăsat așa, dar nu murise. Din cauza loviturilor pietrelor și apoi sigur că Domnul l-a scăpat și a continuat activitatea din sezona 2 Corinteni 11:25. Și apostolul Pavel a inițiat 3 călătorii misionare, ajunge și el la Roma, și el întemnițat ca și apostolul Petru și în același an i s-a tăiat capul la roc. Deci, vedeți, Sfântul Apostol Petru a fost răstignit, și a zis că nu este de să moară cu capul în sus, cum a zis Domnul Iisus, și a zis să moară cu capul în jos. Evreii și păgânii erau răstigniți. Cei care aveau cetățenie romană erau zile. Era cea mai cumplită, cea mai josnică moarte, răstignire. Dar pentru că avea cetățenie romană, n-a primit această moarte rușinoasă, zice, ci i s-a tăiat capul. Deci în 67. A scris 14 epistole. Pentru că era un om învățat. Era chip.
tara teologiei, trâmbița adevărului. Privechitoarea cerului ce aduce viitoare. De aceea spune acatistul atât de greiește, de vorbește atât de frumos despre apostolul Pavel. Îi rugăm astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfinților Apostoli Petre și Pavel, rugați-vă pentru noi păcătoși lui Hristos Dumnezeu. Amin. La mulți ani, Petru, la mulți ani.